Bună ziua, bun găsit! Bună ziua, bun găsit, vă spun, stimați telespectatori, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Cotidian. Suntem în direct, astăzi vă propun un subiect frumos, vom vorbi despre un schimb cultural, turistic, chiar între români și italieni. Revine în platoul emisiunii Adrian Chifu, un prieten mai vechi al emisiunilor noastre, consilier local în Verbania. Bună ziua, bine ai venit alături de noi! Bine v-am regăsit! Nu ai venit singur, ai venit cu mai mulți invitați. Ne face o deosebită plăcere să primim oaspeți de peste hotare. La ultima ediție ai fost împreună cu domnul primar, așa este, și acum ai venit cu domnul Atala Farah, sper că spun bine, să nu dau niciun miel de Paște, este vicepreședintele Consiliului Local din Verbania și vicepreședinte al Comitetului Orașelor Înfrățite. Welcome to Piatra Neamț! Thank you very much. Așadar, ce își propune acest proiect, Adrian? Am înțeles că este vorba de un proiect european care vizează în primul rând tinerii. Așa este, este un prim proiect comun finanțat de la comunitatea europeană. Mi-am dorit acest lucru chiar de la începutul mandatului meu de consilier local în Verbania. Ce-și poate dori un român care trăiește de câți ani? 12 parcă? 16 ani în Italia. Mulți înainte, de 16 ani, decât la un moment dat să înfrățească orașele unde trăiește actualmente cu cel în care s-a născut. Și ție ți-a ieșit. Exact asta s-a întâmplat. Am înfrățit orașul meu natal, Piatra Neamț, cu orașul unde locuiesc, Verbania. La Verbania de cât timp ești? De aproximativ din 2001, 11 ani. Ei, știam eu că e ceva cu 11, cu 12, mi-a ieșit mie la socoteală. Nu știu cum ai făcut alegerile în momentul în care te-ai decis să rămâi la Verbania, pentru că ți-ai ales, cred eu, un oraș care se semene cu Piatra Neamț, un oraș cu un lac foarte frumos, este cel mai mare lac din Italia, da? Așa, este Lacul Maggiore. Lacul Maggiore, înconjurat de munți, ceea ce aduce foarte mult din punct de vedere peisagistic cu orașul nostru. Din punct de vedere geografic, cele două orașe se aseamănă foarte mult și asta mi-am dorit de la început, să înfrățim aceste două orașe și de ce nu să colaborăm pe viitor. Ai ales în mod special, eu revin la întrebare, asta ca să-ți mai alin dorul de casă. Da, mi-a plăcut foarte mult Verbania pentru că se asemenea cu orașul meu natal, Piatra Neamț. Am fost o singură dată acolo într-o vacanță și am hotărât să mă mut în acel oraș. Și vezi tu destinul ăsta, te hotărăști să rămâi la Verbania și ajungi și consilier local. Da, am ajuns și consilier local datorită românilor și le mulțumesc pe această cale. Din postura de consilier local am putut și a fost mai ușor să mă ating scopul să înfrățim aceste două orașe. Cât ai luptat pentru asta? Cred că te-ai întrebat și la ultima... Câțiva ani, chiar dinainte să devin consilier local, dar odată ce am devenit consilier local, lucrurile au fost mai simple, pentru că aveam o oarecare de experiență, să spun, și politică, și mi-a fost mai ușor să lucrez cu ambele părți, atât cu autoritățile locale din Piatra Neamț, cât și cu cele din Verbania. Revenind la proiectul nostru, care își propune să fie un schimb de experiență între tinerii din Italia și tinerii din România, mai exact din zona aceasta, Piatra Neamț, Neamț, ca să lărgim un pic zona. Cum s-a produs? Cine este inițiatorul? Ce s-a întâmplat în Italia? Pentru că știu că au fost deja copii români acolo, iar chiar în momentul acesta avem vizită din Italia, din Verbania. Da, așa este, avem un schimb de copii. Săptămâna trecută au fost copiii de la Liceul de Informatică, de la Colegiul Național de Informatică în Verbania. Acum a venit rândul italienilor să viziteze Piatra Neamț și județul Neamț. Sincer, din bilanțul meu, a celor 2 ani de la semnarea înfrățirii, lipseau proiectele comune din banii europeni. Este un prim pas, acest prim proiect. Îmi doresc pe viitor să colaborăm și cu alte proiecte, pentru că fără banii europeni ar fi foarte greu să realizăm o astfel de vizită sau de schimb de copii.
Și important este că România încă are acces la aceste fonduri europene. România încă are o poziție eligibilă la fondurile europene și cu un partener din Italia și vreau să mulțumesc primăriei din Piatra Neamț, primăriei din Verbania, tuturor colaboratorilor care au sprijinit realizarea acestui proiect și Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț, pentru că a fost o muncă destul de grea, 3 luni de muncă să realizăm proiectul și să obținem aceste fonduri. Tu ai avut dublu rol, pentru că a trebuit să fii gazdă și în Italia și în Verbania și a trebuit să fii gazdă și la Piatra Neamț în România. Deși m-aș fi dorit să fiu și musafir, din păcate am fost doar gazdă peste tot. Poate, cine știe, cu altă ocazie. Chiar o să fii și tu musafir. Volumul de muncă a fost enorm pentru că a trebuit să mă ocup cu organizarea atât în Verbania cât și la Piatra Neamț. Însă partenerii m-au ajutat foarte mult și am dus la bun sfârșit acest proiect. Vorbeai ceva mai devreme de Colegiul Național de Informatică. E colegiul, spun bine, nu? Colegiul Național de Informatică. Și am văzut un licăr în ochii tăi pentru că știu că ai fost elev al acestui colegiu. Cred că nu pur întâmplător s-au întâmplat lucrurile așa, nu? Chiar întâmplător a fost să colaborăm cu Colegiul Național de Informatică. Este liceul unde am terminat și Dar cu atât mai mare a fost mândria. Cu atât mai mare a fost mândria și plăcerea să realizăm acest proiect chiar cu unii din profesorii care au activat și în perioada mea. Știu că la vizita domnului primar ați fost și ați făcut un tur al Colegiului Național de Informatică și probabil că atunci s-au și legat lucrurile pentru proiectul acesta. Adeziunea era deja semnată, așteptam să câștigăm acest proiect. Era normal să duc pe domnul primar din Verbania, Marco Zachera, la liceu unde m-am format ca om. Cred că am învățat mai multe lucruri la liceu decât la facultate. Vorbeai de schimbul acesta de experiență, cultural în primul rând. Tu ai mai realizat un lucru cu câțiva artiști din Piatra Neamț. Mie îmi vine în minte Ciprian Istrate, care da, știu sigur de icoane, da, pe că a expus și la Verbania. Și iată acum tinerii care au posibilitatea să meargă, să vadă cultura italiană, să vadă zona aceea foarte frumoasă. Cât de mult crezi că ajută un tânăr licean, pentru că în primul rând lor s-a adresat acest proiect pentru dezvoltarea lui în viitor? Ajută foarte mult, de asta se și fac astfel de proiecte europene, pentru că statele membre trebuie să descopere printr-un parteneriat zonele din interiorul comunității europene. Și ăsta este rolul acestor schimburi de copii dintr-o zonă și alta din interiorul comunității europene. Știu că domnul vicepreședinte a mai fost prezent la Piatra Neamț, nu? A mai fost odată prezent la zilele orașului Piatra Neamț. Când a plouat foarte mult. A prins un timp de sărbătoresc. Bune. Anul acesta a prins seceta. Anul acesta a fost un pic mai norocos. Aș vrea să-l întrebăm cum s-a simțit la Piatra Neamț, ce părere are despre zona aceasta, pentru că dumnealor de această dată au avut posibilitatea să vadă și zona Târgului Neamț, Zimbrăria, Ținutul Zimbrului, exact, Cetatea Neamțului este în curs de a fi vizitată și Casa Marelui Poet Ion Creangă. Nu se poate să treci pe la Târgu Neamț și să nu oprești la Casa Memorială Ion Creangă, asta e clar. Cu asta ne mândrim și noi și sigur mănăstirile din acea zonă care sunt foarte, foarte frumoase. De ce l-aș întreba? Eu am spus deja traseul, ce să facem, mă ia gura pe dinainte, rolul de moderator vorbește un pic mai mult. L-aș întreba ce părere i-a făcut de această dată România, pentru că prima dată știu că a fost un pic dezamăgit, tocmai pentru că nu au posibilitatea să vizioneze foarte multe locuri din cauza vremii. Visto che sei la per la seconda volta a Piatra Neamț, come ti sembra adesso che anche il tempo è molto migliore rispetto all'altra volta che sei venuto per la festa della città e come ti sembrano i posti che hai visitato?
Allora, il posto che ho visitato mi hanno impressionato molto, ma molto favorevolmente, un posto ancora più bello dell'altro. Ho visto del miglioramento non indifferente nella città di Biatraniamo, ho avuto il modo di apprezzare i nuovi lavori lì nella piazza davanti al municipio, parecchi altri posti, ho visto il tunnel nuovo sotto il municipio, ho visto miglioramento da qua a 2 anni. Poi sinceramente il tempo ci ha sorretto, sono stato molto fortunato questa volta per il tempo. A avut ocazia să prindă și un timp foarte frumos, a vizitat multe locuri frumoase și a rămas profund impresionat. Cheile Bicazului, barajul de la Bicaz, Cetatea Neamțului, Ținutul Zimbrului. Cheile Bicazului, da, e foarte frumos. Astăzi au vizitat orașul Piatra Neamț și chiar au observat în timp de 2 ani, chiar și orașul Piatra Neamț s-a dezvoltat foarte mult. Am vizitat turnul lui Ștefan cel Mare și chiar am rămas impresionat de viteza cu care se pot schimba lucrurile în România. Asta e un punct în plus pentru noi. De ce? Pentru că, iată, realizăm schimbările care se produc în orașul nostru, cel puțin noi care locuim zi de zi aici, în momentul în care avem vizite. Și mi-amintesc că și domnul primar a spus același lucru, cu aceeași surprindere și încântare, că se mișcă foarte rapid lucrurile la Piatra Neamț. Da, în Italia lucrurile sunt statice, ei au cunoscut o dezvoltare în trecut și este foarte greu să realizezi un proiect de amploare cum se întâmplă la noi în România, la Piatra Neamț. Cred că este și meritul autorităților locale care întotdeauna au atras multe fonduri, atât de la guvern, cât și fonduri europene și orașul s-a dezvoltat într-o manieră foarte rapidă. Cum vede dumnealui schimbul acesta între tineri? Il cambio dei ragazzi tra le due città, come ti sembra di essere? È un progetto sviluppato, di questo io dovrò ringraziare l'amico, collega Adrian Chifo che ci ha dato questa opportunità di poter realizzare questo progetto. È un progetto molto importante in quanto io da sempre ho detto l'unione dell'Europa non deve essere soltanto un'unione fra gli amministratori e fra i politici, ma deve essere proprio un'unione di popolo. Il popolo europeo, e se incominciassimo come stiamo facendo adesso con un progetto che coinvolge i giovani di due città europee importanti che sono la Romania, nel fattispecie di Piatra Neamț, e l'Italia, nel fattispecie di Verbania, è un progetto molto importante e va guardato con molto ma molto interesse. Schimbul între copii cred că este partea cea mai importantă dintre două orașe înfrățite, pentru că este mult mai important să aducem copiii dintr-o zonă în alta decât o vizită între oficiali. Pentru că copiii au posibilitatea să descopere un pic și alte ținuturi în afară de locul unde s-au născut. Putem vorbi de diferențe majore între cele două orașe și între cele două țări de cultură, civilizație, educație, sistem social și așa mai departe? Poate există unele diferențe, acum mult mai mici, în trecut diferențele erau poate mai mari, acum și România atinge un standard ridicat, poate nu la nivelul Italiei, dar lucrurile s-au schimbat în bine din ceea ce văd eu în ultima perioadă. Sigur, noi o să avem posibilitatea și după pauza de publicitate să întrebăm chiar tinerii dacă văd diferențe majore între Italia și România din punctele acestea de vedere. Copiii sunt și mai sinceri. Exact, exact. Dar l-aș întreba și pe invitatul nostru același lucru. Dacă îi se par schimbări sau diferențe majore. Iată, a avut posibilitatea să vadă liceul de informatică. Eu tind să cred că bazele materiale dintr-o școală românească nu prea se poate compara cu ceea ce există. Dacă vorbim de liceul de informatică, cred că italienii au foarte multe lucruri de învățat, pentru că liceul este într-adevăr la un nivel foarte ridicat. Și în Verbania nu cred că există un astfel de liceu, poate din cauza că orașul este mai mic ca număr de populație, dar e un liceu cu care ne mândrim și mai sunt și alte licee foarte bune la Piatra Neamț.
pe alte... Stai puțin, că eu nu am spus că în România nu se face carte. Că, deși rezultatele de la bacalaureat nu ne fac foarte mare cinste în ultimii ani, totuși avem valoare, avem și copii valoroși. Chiar și primarul din Verbania, vizitând liceu, a rămas foarte impresionat și când a mers în Verbania, le-a transmis profesorilor să vină la Piatra Neamț pentru că au multe lucruri de învățat. Revenim la domnul. Come ti sembra, se c'è qualche differenza tra Piatra Neamț e Verbania, da tutti i punti di vista, sociale, il livello della vita, economico? Dal punto di vista economico non posso parlare perché non conosco la realtà economica di Piatra Neamț, conosco solo quella di Verbania. Dal punto di vedere economico non potete vorvi perché non conosco molto bene orașul. A livello di paesaggio posso parlare, a livello di paesaggio credo che ci sia molta somiglianza tra Verbania e Piatra Neamț, vedo molto pulita, le vedo i giardini verdi, fontane, è vero che noi abbiamo un lago naturale, altrettanto vero che voi avete un lago artificiale. Din punct de vedere geografic, cele două orașe se aseamănă foarte mult și a admirat spațiile verzi pe care le avem în oraș. Paisagistico. Și în Verbania la fel avem foarte multe spații verzi, suntem la poalele Alpilor, aici la poalele Carpaților, din acest punct de vedere ne asemănăm foarte mult. Invece dal punto di vista di abitudine e tradizione, credo che ci sia molta somiglianza fra i due popoli, cioè, un popolo latino, anche quello cioè, romeno, e credo che ci sia una forte somiglianza fra il popolo verbanese e il popolo di Piatra Neamț. Poco fa mi ha fatto la domanda se ho notato le differenze, ho detto le differenze che ho notato, una sola cosa che non è cambiata, il calore e l'ospitalità dalla gente di Piatra Neamț. Stai bene, dacă suntem încă ospitalieri, da, din acest e o caracteristică românească. Da. Sunt mai calzi, așa, ne asemănăm foarte mult cu italienii, deoarece suntem un popor latin și de aici cred că și tradițiile comune pe care le avem. Asta e un prim proiect între tineri. Ți-ai mai propus ceva? Ce mai e pe lista ta, Adrian? Proiecte comune pe infrastructură. Pentru că avem nevoie încă de infrastructură și clar, proiectele sunt mult mai dificil de realizat datorită sumelor mari pe care trebuie să le atragem. Însă, Concret ce anume? Noi lucrăm la un proiect amenajarea lacurilor, s-a depus cu vreun an de zile înainte. E în Verbania proiectul acesta. În Verbania, pentru că Verbania este capitala lacurilor europene și este cumva, să spunem, inițiatorul acestui proiect. În acest proiect intră în aproximativ 80 de orașe din Europa, toate orașe care au la dispoziție un lac natural sau artificial. Și ai posibilitatea să prinzi și orașul Piatra Neamț. Primăria Piatra Neamț chiar a semnat acea adeziune cu un an înainte. Este un proiect foarte mare și așteptăm vești bune. Frumos! Îți dorim mult succes. Știu că tu ai mai vorbit în cadrul emisiunilor noastre despre proiectul acesta. Legat de tineri, ți-ar mai plăcea să aduci grupuri sau, de ce nu, artiști? Știu că ești destul de des solicitat de tineri artiști din Piatra Neamț pentru un schimb de experiență. Ar fi util în fiecare an să avem un schimb de copii între cele două orașe înfrățite. Mi-am dorit să fac în Verbania cel puțin o singură dată până la finalul mandatului de consilier, să spunem așa, ziua românilor din Verbania, în care să includem și un concert cu artiștii din România, dansuri populare, să arătăm italienilor și tradițiile noastre pe care le avem în România și invers să facem la Piatra Neamț o zi a italienilor, să prezentăm cetățenilor orașului Piatra Neamț tradițiile din Italia. Aș vrea să-l întrebăm ce i-a plăcut cel mai mult din cultura românească. Cosa ti piace di più della cultura romena? Io conoscevo molto bene il pittore Nicolai che ho citato Nicolai poco Grigoresco. Fa, Nicolai Grigoresco, che è uno degli impressionisti, che è un figurativo, con una pittura figurativa,
molto bella, mi è piaciuto tantissimo. Del resto, non potendo leggere romeno, non potrei parlare delle scrittore dove abbiamo visitato casa sua. Non credo che ci siano dei libri tradotti in un'altra lingua. Mi interesserò e vedrò di acculturarmi ancora di più dalla vostra cultura. Ha avuto possibilità di să-l cunoască pe marele pictor Nicolae Nicorescu și a vizitat chiar și casa memorială Ion Creangă de la Humulești. Neștiind să citească în limba română, are o dificultate, dar l-ai ajutat. L-am ajutat și poate pe viitor să trimitem în Italia și cărți în limba italiană, pentru că italienii sunt interesați de literatură în general. Ne apropiem de finalul primei părți și aș dori să transmiteți un mesaj tinerilor care au avut posibilitatea să vină în Verbania. Iată cum sunt și tineri din Verbania la Piatra Neamț. Poate că sunt tineri chiar în momentul acesta care ne urmăresc și și-ar dori să fie, știu eu, prinși într-un astfel de proiect, să vadă Verbania. Eu îmi doresc în fiecare an să realizăm un schimb de copii, poate chiar la zilele orașului Piatra Neamț și din Verbania, și cred că ei sunt în măsură să povestească tot ce au văzut în altă țară, atât în Verbania cât și la Piatra Neamț, și le doresc poate de la an la an să participe la aceste proiecte. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Nu încheiem discuția despre acest proiect, ci doar o să facem un mic schimb la pauza de publicitate. După aceea vom veni și cu fotografii. Vor veni două tinere, una din Piatra Neamț și încă o tânără din Verbania, da? Da. Italiancă. Italiancă. Și vom încerca să vorbim despre ceea ce s-a văzut în Verbania, ceea ce s-a vizitat la Piatra Neamț. Când se finalizează, când se închide acest proiect, pentru că am înțeles că mâine va fi și o expoziție cu un stand unde se vor prezenta o serie de produse realizate chiar de copii, așa că mult mai multe informații primim și după pauza de publicitate. Nu plecați din fața micilor ecrane. Revenim!